Răsturnare de situație în cazul morții lui Silviu Prigoană. Șeful IGSU, Raed Arafat, susține că unii jurnaliști au dezinformat în legătură cu intervenția medicilor după ce lui Prigoană i s-a făcut rău. Echipajul de prim ajutor SMURT cu 3 paramedici a ajuns în 5 minute la localul din Bran, fiind deja în Măiciu și a început manevrele de resuscitare. Ambulanța cu medic a ajuns după 22 de minute pentru că venea din Brașov, se specifică în comunicat. În ciuda eforturilor, medicii nu au putut să-l salveze pe Silviu Prigoană. În urma autopsiei s-a aflat și cauza morții omului de afaceri. Acesta ar fi suferit un atac de cord. Simon Bran când a intrat în stop cardiorespirator, iar totul s-a întâmplat sub ochii prietenilor care se aflau cu el în acel moment. În timpul mesei a fost cuprins de o criză severă de tuse, ca mai apoi, spre surprinderea celor din jur, să se prăbușească de pe scaun. Îngrijorați, oamenii au pus într-un suflet mâna pe telefon și au sunat la 112. A urmat un val de nereguli însă. Prima ambulanță a venit fără medic, iar cea de-a doua a ajuns când deja era prea târziu. După 10 de minute de încercări, Silviu Prigoană nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decedat. Administratorul pensiunii din Bran a specificat că Prigoană nu a apucat să mănânce nimic înainte să-i se facă rău, ci doar a servit un pahar cu apă. După tragica veste, fosta soția lui Prigoană a mers la casa acestuia să-și recupereze copiii. Nu a avut însă câștig de cauză și a început scandalul. În cele din urmă, autoritățile au decis că cei doi copii vor rămâne în casa tatălui. Cine își asumă? Cine din casă stă cu ei? Menajera, șoferul, cine? Domne, cu ce adult rămân ei? Lăsați-mă pe mine să vorbesc. Acum eu sunt reprezentantul legal. Păi cine e proprietarul? E decedat proprietarul. Silviu Prigoană urma să împlinească 61 de ani pe 20 decembrie.